Ce o cauză? Se vă rugați pentru ochii mei, ați văzut că nu am putut să văd și să termin poezia, nu? Amin. Amen. Amen. Am să spun ție mai târziu ce ne arată Domnul cum am dat. Dacă mai este alte cauze. Am fost cu tine din tinerețe și te-am binecuvântat din tinerețe și ți-am ascultat rugăciunile, te-am călăuzit și te voi călăuzi, zice Domnul, dar tu caută să-mi slujești mie cu credincioșie și încrede-te în cuvântul meu, care spune așa de frumos că nu am să te părăsesc niciodată și cu niciun chip n-am să te las. Ramana Gorechele Salomen. De ce zice Iisus Hristos Domnul pentru Gospod? Pentru că te-am săpat în palmele mele. Și atunci când vine vrăjmașul cu descurajare, când vine cu ispite sau când vine cu vreo supărare, nu te uita la lucrurile care s-au întâmplat, ci uite-te spre mine, că de la mine, zice, îți va veni izbăvirea. Pentru că și iată, câteodată te lovește cu un lucru și după o scurtă perioadă de timp te lovește cu un lucru și mai mare. De ce? Pentru că vrea să-ți pierzi credința. Și vrea să-ți crezi nădejdea că eu, Domnul, sunt cu tine, dar tu să nu te îndoiești de lucrul acesta niciodată, pentru că nu te voi părăsi niciodată. Ramana Gube de Ghere Saloven. Aleluia! Mi-am pus sigilul meu peste tine și peste cel drag al tău și peste casa ta voi lăsa Duhul meu cel Sfânt ca să vegheze și să te binecuvinteze. Tu, da, slujește mie așa cum ți-am mai spus și vei vedea cum binecuvântările mele vor fi revărsate peste tine. Amin. Pramana Gove de Sol.